Pentru mulți copii, spitalizarea este greu de suportat, mai ales când este pentru perioade lungi. La fel și pentru părinții care îi însoțesc. Proiectul EduTV creează pentru copiii internați la psihiatrie un program care le va transforma orele lungi de după terapie în timp de calitate, în care vor învăța lucruri noi. Pe 27 mai, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Câmbean, aleargă în cadrul Maratonului Internațional Sibiu în sprijinul acestui proiect. Creșterea calității mediului spitalicesc reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean Sibiu. Tocmai de aceea am considerat că este important să mă implic și să susțin cu drag acest proiect pe care Spitalul de Psihiatrie Gheorghe Preda din Sibiu, aflat în subordinea Consiliului Județean Sibiu, împreună cu Clubul Rotary, îl promovează în cadrul acestui maraton. Practic, acest proiect EduTV caută să asigure informație și educație pentru copiii internați în spital. Este o provocare la care vă aștept cu toții să participați, astfel încât să aducem cât mai mulți susținători și fonduri pentru ca proiectul să devină realitate. Ideea proiectului a venit chiar de la pacienți, iar spitalul a reacționat pozitiv pentru că reușita tratamentului medical e susținută de o bună informare a pacienților și o bună stare de spirit. În primul rând venim pentru Voita. La Brașov nu se face. Venim din București. Motivul e, am mai fost aici cu fetița și s-au văzut progresele și atunci am preferat să mai venim aici. Și... Sunteți mulțumiți? Suntem foarte mulțumiți, da. Adică calitatea serviciilor este foarte bună.